Apoi mai este un lucru. De câteva săptămâni, luni de zile, m-am chinuit foarte mult și m-am gândit cum de-am ajuns ca cei care ne conduc, unii dintre ei, nu mai vorbesc limba noastră. Cum se face, domnule, că nu ne mai înțelegem unii cu alții? Ce le lipsește liderilor noștri? Și m-am întors înapoi către anii de școală ai liderilor noștri, indiferent de instituție. Indiferent de instituție. Și am zis, bă, ceva nu e regulă. Și mergând pe firul istoriei înapoi, am constatat că între anii 48 și 53, la biblioteca noastră de acolo, de la Astra, de la Sibiu, dar să știți că la fel e și la Suceava, la fel e și la Iași, Clujul a publicat și el liste, a existat așa numitul fond S. Fondul cărților retrase de pe rafturile bibliotecilor, multe dintre ele intrând în fondul secret. Slavă Domnului că nu le-au ars. Deschid acum o paranteză pătrată. Am aflat săptămâna trecută că Anna Pauker, o distinsă conațională de a noastră, care a condus regimul comunist o perioadă de timp, cu foarte multă evlavie, trebuie să vorbim că e și femeie, și minoritară, și nu știi ce consiliu te mai leagă, doamna Anna, tovarășa Anna Pauker a dat un ordin soldaților care ocupau diferite orașe ale țării, ca zilnic să aibă ardă minim 40 de metri liniari de arhivă bisericească. Să ardă 40 de metri liniari de acei colo de arhivă bisericească din dorința de a arde memoria unui popor. Bibliotecarii mai înțelepți n-au găduit să li se ardă cărți, doar le-au retras, le-au ascuns. Iar în fondul acela secret, sigur că aflăm cărți de religie pe care le-am identificat. Sunt 140 de tipuri de cărți de religie. 160 de cărți cu tipuri de gândire religioasă. Când spun asta, spun psihologia religiei, pedagogia religiei. Asta aș înțelege un altă. Un regim totalitar nu are nevoie de oameni religioși. Apropo de cei care vă tot lăudați că i-au zis pe unii dintre colegii voștri, sunt convins, cum vă dau lecții de liberalizare, că n-are ce căuta ora de religie în școală. Așa este. Niciun dictator din lumea asta nu va susține predarea religiei, pentru că religia te apropie de Dumnezeu și îți oferă un orizont de libertate. Pentru băieții care sunt prinși în clișee, în arestări doctrinare și ideologizări, n-are ce căuta Dumnezeu, pentru că Dumnezeu înseamnă libertate. Libertate absolută, dăruită dintr-un izvor care nu poate fi controlabil. Am închis paranteza. Ei bine, printre manualele erau cărți de trigonometrie, de aritmetică, de matematică, de fizică, de biologie comparată. România avea în 42 cel mai bun tratat de biologie comparată. De psihologie animală, culmea că scrisese un psiholog care avea să ajungă mare poet, care știa șapte limbi și cu rusa, sau cum era, multe limbi și cu rusa, șapte, domnul Mihai Beniuc. Ei bine, în tot talmeș-balmeșul ăsta în care s-a extirpat din cultura românească acest soi de carte cu greutate, au fost introduse la loc 100 de teze unice, din care parte dintre cei care astăzi ne conduc și-au hrănit discursurile și le hrănesc până ziua de astăzi. N-au mai apucat să facă carte. Au învățat pe de rost fișe, teze, gânduri puse în cap de ceilalți. Au fost spălați pe creier și trimiși după aceea mai departe ca niște oameni noi, ai unor noi orizonte. De aici răzmerița de acum, a vremii. Din ideea de a vă pune pe mână, înapoi, pe bancă, cărțile care să vă formeze. Vă rog frumos, în ciuda faptului că nu e în programă, mai avem puțin și scoatem și limba română din program. Vă rog frumos, insistați să citiți Capra cu Trăiești. Fii bunii. Citiți-vă în dialect, dacă se poate, că ne pierde în carte. Capra cu Trăiești nu se citește cu accente ardelenești. Puneți mâna și recitiți Harapal. Fie vă milă, vă rog eu frumos. Recitiți Eminescu. Nu-l aruncați la gunoi pe Labiș, că nu merită. E mai mult decât au crezut comuniștii că ne-au dat. Recitiți cu fermitate istoriile lui Ion Nistor, că tot îi purtați numele. Învățați numele cui îl purtați și numele cărui om de geniu al poporului acestuia sunteți educați. Și recitiți din când în când Scriptura. Dacă vă e greu să o recitiți toată, citiți corect măcar pasaje din ea. Dacă vă sunt grele câteva pasaje din ea, măcar câte un verset încercați să-l citiți
să nu vă rămână sufletul uscat și gata de a fi vândut la talciocul de valori din colț. Vă rog, dacă vreți să urniți România, să începeți să fiți mecanismele care urnesc România. Cele care apropie între ele oamenii, cele care constituite seri, ca cea din seara aceasta în care ne vedem bucuroși unii de ceilalți și încercăm să ne destindem de oboseala unei lumi care pare real că ne sufocă. Eu de aceea am vrut să vă mulțumesc și să vă spun, nu vă lăsați ostracizați din lipsă de cultură. Învățați de plin că pentru a fi un om liber, românul are obligatoriu biserică, școală și un loc de muncă din care nu fură. Dacă învățăm lucrurile acestea, putem merge mai departe cu demnitate. Mergem mai departe pentru că putem să asumăm misiunea pe care la 1918 o aveam de îndeplinit. Târziu, în 1918, către primăvară, Nicolae Bălan, cel care avea să ajungă mitropolitul Ardealului, și el o figură interesantă a celui de-al doilea război mondial, Nicolae Bălan primește ordinul și îl execută în tocmai și la timp de a prezenta guvernului de la Iași cerința ardelenilor ca armata română să intre în Ardeal, nu ca armată ocupantă, ci ca armată care susține eliberarea de sub Imperiul Austro-Ungar. Se prezintă la Iași, este primit de generalul Brezan, apoi este primit de rege, dar mai de seamă îi se oferă șansa să le vorbească moldovenilor strânși la Teatrul Național din Iași, nu erau numai moldoveni, erau românii din regat, cum este ce să spun. Iar Nicolae Bălan găsește cu cale să spună, fraților, Mihai Viteazul a ajuns la Alba Iulia și își așteaptă oștenii. Vă rugăm să ajungeți din urmă cu Mihai Viteazul. N-a cerut intrați în Ardeal, n-a cerut nimic decât armata română să se unească cu capul armatei române, care este Mihai Viteazul. Pleacă de acolo la Giurgiu, se întâlnește cu generalul Berclau, care era comandantul misiunii aliaților, și întârzie, se întoarce prin pasul Predeal, pentru că erau urmărit de serviciile secrete austro-ungară încă, pentru a fi ucis, se pierde pe drum, unii susțin că de la Bacău ar fi zburat cu un elicopter, ar fi trebuit să zboare cu un avion militar care n-a putut pleca și l-au trecut cu niște unii mașini speciale până l-au dus în partea ardelenească, dar a întârziat la întâlnirea de la 1 decembrie. A ajuns la 1 decembrie seara la Alba Iulia, când ceilalți semnaseră actul de unire. Să știți că unii n-au mai ajuns niciodată la Alba Iulia. Unii au rămas aici pe crestele de aici din capăt, au rămas în pasul Ticuță, au rămas în pasul de la Borse către Bilbor, au rămas în pasul de la Oituz. De aceea vreau să vă rog frumos, când vă vor mai vinde minciuni și vă vor spune că suntem un popor fără demnitate și fără fundamente, luați-vă din când în când rucsa până în spate și încercați să treceți în Ardeal prin trecători. Veți vedea că România nu stă decât pe jertfa acestor oameni care au făcut să se articuleze între ele plăcile tectonice ale unei țări, niciodată liniștite, niciodată cu minți, niciodată capabile să ducă până la capăt o alianță, dar dispusă oricând să plătească cu viața pentru viața ei. Nu suntem un popor de lași. Nu suntem un popor de oameni care am umblat în genunchi. Am stat în genunchi doar înaintea lui Dumnezeu, care i-am cerut să aibă rost în genunchierea noastră, iar rostul s-a chemat împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Să vă ridicați fruntea și să știți că în fiecare dintre voi locuiește câte o Simona Halep. Astăzi, când au făcut mișto de ea francezii de la Charlie Hebdo, pentru care foarte mulți intelectuali români, în urmă cu ceva ani, își triau pe toate Facebook-urile Je suis Charlie Hebdo, am să-i întreb astăzi, pourquoi n'écrive Je suis Charlie Hebdo? Că ăia n-au niciun fel de Dumnezeu, de acolo li se trage. Ei bine, când au făcut mișto și știți că fotografia este penibilă, săraca Simona este prezentată ca o persoană de etnie conlocuitoare în România, dacă făceam noi ne legam pe toți. Dar ce faci cu ea de la Charlie Hebdo? Fac parte din liberalismul actual al Europei. Acest gen de virtuți care... E bine,
când au început să spună că ea ține în brață un cupa de la Roland Garros și strigă fier vechi, fier vechi, să știți că nu pe Simona Halep și nici pe români nu i-au umilit. S-au umilit pe ei, arătând că nu dau doi bani pe cupa de la Roland Garros. Sper ca Simona să aibă răbdarea să nu ne întoarcă cupa înapoi, să le spună luați-vă, vă rog frumos, de șeul. Întotdeauna s-a întâmplat așa, unii să plătească cu sudoare și cu muncă lucrurile batjocorite de alții care nu muncesc. Vă rog să nu fiți altceva decât niște români muncitori. Iar când vă e greu, când simțiți că vă apucă oboseala de lumea din jur, ridicați-vă fruntea, lipiți-vă inima de cer și puneți urechea la pământ. Încă se mai aude tropotind calul lui Vodă. Și vorba lui Alexandrii, ex ossibus ultra, din mormânt se va ridica răzbunător.